Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă arăt una dintre cele mai căutate mașini de români. Este vorba despre un Touran din 2005. Dacă vreți să vedeți cât costă o anumită mașină în Germania, puteți să lăsați mai jos un comentariu sau dacă aveți idei pentru diferite videoclipuri, v-am lăsat în descriere și un link cu 10% reducere pe Car Vertical dacă vreți să verificați o mașină. Bun, dar să revenim la Turanul de față. Știm cu toții că Volkswagenul în general este căutat de către români. Turanul este o mașină spațioasă, unele variante vin și cu 7 locuri, cum este spre exemplu Turanul de față. Dar o să vedeți mult mai multe, este o mașină care merită cumpărată, se află într-o stare destul de bună, are inspecția tehnică nouă, dar o să vă mai spun diferite detalii pe parcurs. Bun, nu vă mai plictisesc, înainte să începem, dați un like și haideți să vă arăt mașina. Bun, deci asta este mașina, este vorba despre un Touran din 2005, este versiunea non-facelift, adică primul model. Mașina este vândută de către Autogruber. Cel mai probabil ați mai auzit din alte videoclipuri despre acest autohaus. Se află la 15 km de München. Prima oară o să facem un tur exterior, o să vă arăt și ce defecte are, iar după aceea o să trecem la interior. V-am spus și la începutul videoclipului, este o mașină spațioasă, care după părerea mea, chiar dacă este din 2005, încă și-a păstrat destul de bine designul, adică nu arată rău deloc. Nu ai spune că este o mașină chiar din 2005, adică care are 15 ani. Bun, haideți să vă arăt cam în ce stare se află mașina. Pe partea asta este aripa ruginită aici și puțin pragul, pentru că, după cum vedeți, dacă nu se curăță odată la ceva timp mizeria care se adună aici, începe să ruginească. Trebuie să dai plasticul ăsta jos, curăți mizeria, na, și poate totuși cât de cât mai poți să eviți problema ruginei. În rest, mașina chiar arată destul de ok, deci în altă parte nu am văzut să aibă rugină. Bine, mai are niște mizgârieturi pe bară. Na, nu este o mașină nouă, clar, dar principalul e că nu are rugină pe aici, nu are rugină nici la aripa din față sau la prag, deci acolo ar fi singura problemă. Bun. Haideți să vedem cum arată pe dedesubt. O secundă. Cam așa arată pe dedesubt. Pentru o mașină care are 15 ani, eu zic că arată foarte bine. Uitați-vă și voi la evacuare cât de bine arată. Probabil a fost înlocuită la un moment dat. Bun, haideți să trecem și la portbagaj. Că tot veni vorba de rugină, multe Turanuri ruginesc aici, la haion, da? Dar vedeți și voi, ăsta chiar arată super, super ok. Mă, portbagajul clar este foarte mare, adică nu trebuie să-ți faci probleme că nu o să-ți încapă bagajele dacă vrei să mergi într-un concediu. Aici mai ai încă un mic spațiu de depozitare, priză de 12V, este versiunea cu 7 locuri. O să vă arăt imediat mai multe detalii. Aici este cricul. Pe rasamblu arată destul de ok și v-am spus, este un portbagaj foarte mare, adică poți să pui și o mașină de spălat și... Deci este o mașină spațioasă. Bun. Așa, să trecem mai departe. Vine cu jante pe 15, sunt aftermarket, nu știu de la ce firmă. Cam așa arată discurile de frână, eu zic că sunt într-o stare destul de bunicică. Plăcuțele de frână, stați așa să văd. Plăcuțele de frână, nu știu dacă puteți voi să le vedeți, dar ar cam trebui înlocuite. În schimb, cauciucurile sunt într-o stare destul de bună, sunt tot 2017. Așa, să ne mutăm rapid și pe partea din față. Da, deci discurile de frână sunt destul de ok, au un cant destul de mic și plăcuțele în față, stați așa să văd. Plăcuțele din față sunt ceva mai bune, dar dacă le schimbi pe cele din spate, cel mai bine ar fi să le schimbi pe toate și știi o treabă. La fel și în față, anvelopele sunt destul de în regulă. Bun, haideți să mergem repede la interior. Cam așa arată înăuntru, tapiseria este curată. Îmi place foarte mult că sunt 3 locuri individuale, deci la un drum lung nu trebuie să ai niciun fel de problemă. Are gură de ventilare pentru pasagerii din spate, priză de 12V, iar aici este un suport de pahare. Da? Spațiul, vedeți și voi, este mare.
Nu are geamuri cu deschidere automată, este la manivelă, dar na, acum asta să fie ultima problemă. Bun, și dacă tot suntem la partea din spate, haideți să vă arăt și aceste două locuri, pentru că v-am spus, este versiunea cu 7 locuri. Bun, cam așa arată cu scaunul rabatat. Poate pentru o persoană foarte înaltă nu ar fi destul loc, dar pentru un copil sau cineva care este mai mic de înălțime, eu zic că este mai mult decât suficient. Deci totuși este o mașină cu 7 locuri. Ai aici și un suport de pahar, ai aici un mâner de care, na, să te ții, asta nu este prea important. Bun, și dacă tot suntem la partea asta, să vă arăt și cât spațiu ar fi în portbagaj dacă rabatezi scaunele astea. Na, clar, nu mai rămâne atât de mult loc, să zic, două palme. Deci, oricum, ai spațiu mai mult decât suficient. Îmi place foarte mult sistemul ăsta. Bun, pe în mare parte cam asta ar fi cu partea din spate. Haideți să trecem rapid și în față. Stați așa să dau eu ochelarii ăștia rapid la o parte. Cam așa arată în partea din față. Vedeți și voi, scaunele arată destul de bine. Are și reglaj pe înălțime pentru pasageri. Normal, geam electric în față. Așa. Deci v-am spus, per ansamblu nu este o mașină rea deloc pentru prețul cerut, clar. Este o mașină ieftină de buget pe care și-o poate permite cam oricine. Cam așa arată pe partea șoferului. Îmi place foarte mult că ușa are o deschidere largă, adică accesul se face foarte ușor. Scaunul șoferului, vedeți și voi, arată foarte bine. Are doar două geamuri electrice, oglinzi care se reglează electric și încălzite. Bun, haideți să ne urcăm și la volan. Bun, păi cam asta ar fi priveliștea de pe scaunul șoferului. Vine cu clima automată pe două zone, CD player, dar la modelul acesta se poate pune foarte ușor o navigație, nu sunt foarte scumpe. Am uitat să vă arăt, are și aici un spațiu de depozitare. Scrumieră, aici un alt spațiu de depozitare, are cutia manuală în 6 trepte, suport pentru pahare, cotiera tipică Volkswagen, volanul se află într-o stare bună. Na, are puțină uzură acum pentru că automat dacă porți verighetă o să se uzeze mult mai repede. Mai are și aici niște spații de depozitare, deci pe partea asta mașina stă neașteptat de bine. Și aici și aici nu le mai deschid. Nu are faruri cu aprindere automată. Problema asta cu exfolierea este destul de des întâlnită la Volkswagen, în special la modelele mai vechi. Bun, deci în mare parte cam asta ar fi cu interiorul. Stați să vedem și ce are în torpedo. Acolo este mapa cu cartea servicii și toate cele. Nu o mai scot acum. Și haideți să îi dăm și ok, să vedem cum pornește și cum se aude motorul. A pornit la prima cheie. Mașina are acum în bord 188.000 de kilometri. Aici este o notificare ca să verifici frânele. Haideți să vedem rapid care este și consumul, doar că din păcate a fost resetat. Da, a fost resetat. Deci în orice caz motorul eu zic că sună foarte bine. Imediat o să deschid și capota să vedem. Da, deci motorul chiar merge foarte, foarte bine. Bun, haideți să deschid repede și capota. Apropo, dacă ați rămas până aici, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și să dați un like la acest videoclip. V-am spus, aveți și un link în descriere dacă vreți să verificați o mașină pe car vertical, cu 10% reducere. Nu o să las foarte mult timp pornind motorul, pentru că nu cred că o să ne auzim foarte bine. Haideți că mă duc să-l opresc. Sub capot avem renumitul motor de 1.9 diesel 105 cai, unul dintre cele mai căutate motoare. Este și unul dintre cele mai fiabile motoare. Haideți să vedem așa cum arată în mare parte. Nu știu dacă se vede aici, există așa o mică transpirație. Spune acolo este o picătură de apă. Așa. Bine, vedeți și voi, sunt multe protecții și na, nu poți să vezi prea mare lucru. Nu vreau acum să mă pun să dau jos capacul sau alte chestii, dar pe în mare parte, așa cât pot să văd acum, motorul arată destul de bine. Principalul este, ați văzut și voi, a pornit la prima cheie, se aude foarte bine. Na. Ia să vedem aici la antigel.
Da, antigelul este curat. Deci pe ansamblu eu zic că este o mașină ok. Deci chiar este o mașină destul de ok. Ah, am uitat să vă spun, are și Webasto din fabrică, încălzire auxiliară, care, credeți-mă, e super faină pe timp de iarnă. Bun, păi mare parte cam asta ar fi cu motorul. V-am spus, este cel de 1.9 diesel, unul dintre cele mai căutate motoare. Are inspecția tehnică nouă, deci mașina este bună din punct de vedere tehnic. Se pot scoate numere provizorii din Germania pentru a fi adusă în țară. Sunt curios dacă aveți și voi un Volkswagen cu motorul de 1.9 diesel 105 cai, dacă ați avut anumite probleme, cât a fost costul reparațiilor și dacă îl considerați un motor fiabil. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Bun, păi mare parte cam asta a fost mașina. V-am spus, ar trebui schimbate obligatoriu plăcuțele. Normal, distribuția asta se face la orice mașină second hand când o cumperi, chiar dacă fostul proprietar spune că a schimbat-o ieri, dar cel mai bine ar fi să o schimbi tu ca să fii sigur de un lucru. Normal, o revizie, filtre, ulei, asta nu se pune problema. Singura problemă ar fi la prag, care este puțin ruginit, dar e o problemă destul de des întâlnită la acest model. V-am spus și la începutul videoclipului, mașina are inspecția tehnică nouă, deci corespunde din punct de vedere tehnic. Se pot scoate numere provizorii din Germania pentru a fi adusă în țară. Iar acum vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă ați da 3500 de euro pe acest Volkswagen Touran. Ce spuneți, merită sau nu merită? Eu zic că este un preț destul de ok pentru o mașină care, v-am spus, se află într-o stare foarte bună. Apropo, dacă mai aveți anumite întrebări în legătură cu mașina, mă puteți găsi și pe Instagram la Autorlate Germania. Bun, pe cam ăsta a fost videoclipul. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare. Ciao!